În anul 2021 se anticipează o revigorare treptată a economiei. Conform proiecțiilor, produsul intern brut va înregistra o creștere de circa 6% în anul 2021, iar în următorii ani, 2020-2024, creșterea economică se va menține pe o traiectorie ascendentă, în jur de 4%, fiind în proximitatea PIB-ului potențial. Sunt prognoze preliminare ale principalilor indicatori macroeconomici pe termen mediu, prezentate de Ministerul

Potrivit prognozilor, în anul 2021, sectorul industrial va reveni pe un trend pozitiv, datorită îmbunătățirii cererii externe așteptate din regiune ca urmare a procesului de vaccinare împotriva virusului care provoacă infecția COVID-19. Se va îmbunătăți situația în ramurile exportatoare, inclusiv în cadrul zonelor economice libere, unde se anticipează o creștere a activității industriale cu 3,9%. În ceilalți ani de prognoză se anticipează o o evoluție stabil-pozitivă încadrată între 3-4% a sectorului industrial, un factor stimulativ fiind creșterea investițiilor în mașini și utilaje realizate în anii de până la criză, care vor determina creșterea productivității în sector. După un an de secete profundă, anul curent se anticipează o creștere a producției agricole cu circa 29%. Totuși, din cauza constrângerilor financiare a producătorilor în mici și mijlocii, ca urmare a efectelor secete și pandemiei, volumul producției agricole nu va reveni la nivelul de până la secetă. În următorii ani, în contextul unor condiții climatice relativ favorabile anticipate și creșterii investițiilor în sector, se prognozează o creștere a sectorului agricol cu 3-5%. Activitatea investițională va continua în 2021 să fie afectată de consecințele pandemiei, dar va înregistra valori pozitive plus 2%. Investițiile publice în infrastructură, inclusiv cele finanțate din surse partenerilor de dezvoltare, vor continua, însă limitările bugetare nu vor permite creșterea acestora. Totuși, situația creditară favorabilă și tendința de retehnologizare a economiei vor fi factori care vor contribui pozitiv la evoluția investițiilor private. Totodată, MEI atenționează că în condițiile situației epidemiologice actuale este în creștere riscul de reintroducere a unui sistem de restricții mai severe pentru protecția sănătății populației și de prevenirea răspândirii COVID-19, fapt ce poate influența datele prognozate.